istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Suntem în criza crizelor. Economică, politică, guvernamentală și mai cu seamă sanitară. Valul 4 COVID este mai violent decât precedentele sau pare mai violent, ne vom lămuri în această seară. Iar guvernul pare să fi scăpat cu totul lucrurile de sub control. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este profesor universitar doctor Alexandru Rafila, deputat PSD. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule profesor! Și, desigur, invitați sunteți și dumneavoastră la numărul de telefon 0372069599. Vă așteptăm întrebările. Domnule profesor, astăzi 12.000 de noi infectări. Valul 4 doar pare mai violent pentru că testăm ceva mai mult decât în celelalte valuri sau chiar este mai violent? În mod evident este mai violent. Practic noi am avut în jur de 11.000 de cazuri, cred că anul trecut în luna noiembrie. Și ăsta a fost recordul numărului de cazuri. Sigur, atunci a fost un context puțin mai special, că urmau alegerile și numărul de cazuri trebuia să scadă. Dar, în mod evident, acum ne găsim probabil la jumătatea celui de-al patrulea val. Asta este foarte preocupant pentru că nu suntem pregătiți din punct de vedere al resurselor sistemului de sănătate să tratăm așa de mulți pacienți și cred că populația încă nici măcar nu este pregătită din punct de vedere psihologic pentru o situație de criză sanitară. Nu putem să ascundem acest lucru și n-am cum, așa, din punct de vedere profesional, să spun că va fi bine, pentru că nu sunt semne deocamdată că lucrurile ar putea să se stabilizeze în perioada următoare. Vi se pare că, ați spus că populația nu e pregătită, mie mi se pare mai mult decât atât și nu știu dacă și dumneavoastră, că oamenii nu mai au foarte în serios acest pericol. Da, el a fost așa de mult discutat, așa de mult dezbătut, de multe ori luat în derâdere, încât oamenii, într-adevăr, nu mai au încredere. Și, vedeți, mesajele acestea contradictorii, nu încerc să fiu obiectiv, au venit din toate părțile. Au venit din zona social media, au venit din zona politică, ceea ce e cel mai grav, au venit din zona guvernamentală, din zona de decizie. Și vedeți, acum ne găsim într-o situație dificilă, pentru că dacă vrei să iei niște măsuri de control la pandemiei, trebuie să ai un partener și partenerul natural într-o astfel de situație este populația, care în momentul de față este fie ostilizată, fie indiferentă. Sunt relativ puțini cei care își doresc să urmeze recomandările autorităților, să fie grijulit, dacă vreți, cu acea comunitate în care ei trăiesc, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Și toate mesajele astea contradictorii, schimbările de decizie de la o zi la alta, nu fac altceva decât să sporească această neîncredere, exact în momentul în care încrederea trebuie construită, dacă nu există, și oamenii trebuie să se protejeze unii pe alții. Ați spus că suntem la jumătatea valului. Asta înseamnă că suntem la jumătatea creșterii? Vă așteptați să crească în continuare galopant? Nu există foarte multe motive pentru care să nu crească. Adică mă gândesc care ar putea să fie motivele pentru care creșterea să fie oprită. Să înceapă să fie, să vaccinăm 200.000 de persoane pe zi și deja în 10 zile avem 2 milioane de oameni vaccinați. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Vedeți că e o creștere redusă pentru prima doză de vaccin. Și poate o să discutăm și apropo de doza a treia, că toată lumea are impresia că este panaceu universal această doza a treia. Ea nu e panaceu universal din punct de vedere al sănătății publice. O să înceapă să existe campanii de testare în școli, în mare, unde există mari concentrări de persoane, în instituții, încât să putem să descoperim cazurile pozitive, să le izolăm. Nu cred nici acest lucru, iar o campanie de informare credibilă care să determine oamenii să-și ia măsurile în mod mai riguros, de asemenea lipsește. Așa că sunt puține elemente care să-mi dea mie speranță că lucrurile vor reintra rapid sub control.
și spre ce credeți că care va fi recordul la care credeți? Nu-mi place să fac astfel de predicții într-o zonă în care nu discută numai de cazuri. Lumea toată se extaziază în fața numărului de cazuri, care crește și așa mai departe. Îngrijorarea mea e legată de intrarea în incapacitate de a trata pacienții pentru sistemul de sănătate și, bineînțeles, este forma extremă a îngrijorării, dacă vreți, care e generată de numărul mare de decese, care poate să apară, deja suntem la 200 de decese pe zi, e extrem de mult și mă mai gândesc încă la un lucru care tot așa ar trebui să fie preocupant, la faptul că pe măsură ce spitalele se aglomerează cu pacienți infectați cu noul coronavirus, scade capacitatea spitalelor de a trata alte patologii și ne întoarcem la luna octombrie, luna noiembrie de anul trecut, când am avut o supramortalitate foarte mare, generată nu numai de infecția cu coronavirus, în mod evident, ci și de alte patologii. Până și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a prezentat o statistică mi s-a părut incredibilă, în care spunea că 88% dintre pacienții de cancer tratați în cursul anului 2020 sau netratați au decedat. Premierul Câțu spunea că deocamdată nu ar fi nevoie ca România să activeze mecanismul de protecție civilă al UE și biciuia puțin șeful de spitale să se mobilizeze mai bine. Dumneavoastră considerați că ar trebui activat acest mecanism? Orice urgență de sănătate publică, majoră, necesită măsuri preventive. Aceste măsuri trebuiau luate în momentul în care, începând cu data de 5 iulie, s-a observat o creștere constantă, fără oprire, a numărului de cazuri, dar sigur, cifrele erau mici. Cât au fost cu 2 digiți? Doamne, sunt 30 de cazuri, 50, 70 de cazuri. Am ajuns la 100 de cazuri. Atunci când vezi că ajungi de la 30 la 100 și creșterea este liniară, adică constantă, îți pui o problemă și atunci declanșezi niște acțiuni preventive ca această creștere să se stabilizeze atunci, când avem 100 de cazuri, 200 de cazuri. Ori lipsa acestor măsuri și primele măsuri care au fost luate au fost pe data de 10 septembrie, țin minte cu mare precizie această dată, mai ales că 11 septembrie era o dată plină de simboluri, așa, la nivel global. A părut puțin ciudat, pentru că deja atunci aveam niște depășisem 1000 de cazuri. Mai mult, în ciuda situației evidente de urgență de sănătate publică, au continuat manifestări publice care au culminat cu congresul unui partid politic, care n-a ținut cont de absolut nimica și singura explicație care este tot așa lipsită de orice fel de responsabilitate a fost, domnule, l-am organizat că era planificat. Asta a fost una dintre explicații. Ca se și vede când congresul deja în raportări sau încă e prea devreme? Cred că se vede încă congresul, dar congresul este o parte mică, mai mare, mai mică, nu știu, dintr-un mănunchi de manifestări de acest gen, mai mari, mai mici, festivaluri, concerte, reuniuni publice și așa mai departe, care au generat, în mod evident, un număr mai mare de cazuri, mai ales că, și e valabil și pentru congrese, valabil și pentru concerte și așa mai departe, acolo n-au venit doar oameni din localitatea respectivă. Au fost oameni care au stat împreună, mă rog, la congres au stat 10-12 ore, dar la concert au stat o săptămână împreună. Și atunci de acolo au plecat în toată țara și vedem că, eu n-am făcut un studiu, poate face cineva un studiu să vedem de unde au fost participanții la aceste manifestări, o să vedem că orașele care au cele mai mari incidențe sunt orașele de la care participanții au fost majoritari. Vin două pelerinaje importante în luna octombrie. Mai întâi la Iași, Sfânta Parascheva, și apoi la București, Sfântul Dumitru. Reprezintă el, ar trebui făcut ceva, ar trebui oprită, deși e un subiect foarte sensibil. Eu cred că dacă tot așa există dialog și înțelepciune și nu vrem să discutăm cu o zi înainte sau cu două zile înainte de evenimentele respective această problemă și nu aducem într-o dezbatere publică trivială, pentru că asta s-a întâmplat
de foarte multe ori, adică începem cu niște discuții nesfârșite, cu argumente pro, contra. Pur și simplu, eu sunt convins că Biserica Ortodoxă Română își dorește să-și protejeze enoriașii și se poate găsi o soluție de dialog și chiar de compromis, încât lucrurile să nu pericliteze sau să pericliteze în foarte mică măsură viața oamenilor. Sigur, contextul epidemiologic este cel care va, până la urmă, va condiționa într-un fel sau altul modul în care se vor desfășura sau se vor desfășura mai restrâns aceste manifestări, dar trebuie să existe un dialog, să fie sincer și să fie la momentul potrivit. Momentul potrivit însemnând momentul când se întâmplă evenimentul respectiv și cu mult înainte. Noi avem această abordare și se vede, de fapt, și în comportamentul nostru. Nu are legătură cu politica. Comportamentul preventiv lipsește. Noi nu învățăm copiii la școală ce înseamnă prevenția. Nu facem educație pentru sănătate ca să învățăm comportamentele preventive. Lucrul ăsta se răsfrânge și atunci când trebuie să luăm, de exemplu, decizii politice. S-ați spus de copii? Ați spus de școală? Școlile nu vor mai fi închise la 6 la mie, a anunțat astăzi domnul Câțu. Va fi luată în această seară decizia CNSU și urmează ca mâine să fie și hotărârea de guvern în consecință. Este bine că rămân școlile deschise. Dumneavoastră ați fost un militant pentru școlile deschise și vreau să amintesc că atunci când eram cu 100 de cazuri, ați fost singurul care a avut curajul la vremea respectivă, că a fost un curaj să spună, dacă la 100 de cazuri pe zi închidem școlile, ce o să facem la 10.000 de cazuri? Vă răspund acum, le deschidem. Vreau să vă spun și un lucru care poate mai puțin cunoscut în perioada aceea. Datorită acestui lucru, mi s-a făcut și o plângere penală, pentru că s-a considerat că e un secret de stat faptul că exista o intenție de închidere a școlilor. Mă referim la intenție. Mi s-a părut extrem de periculos pe de-o parte și semnificativ pentru lipsa de înțelegere a procesului de învățământ. Ce înseamnă, de fapt, școala? Pentru că școala nu înseamnă doar o instituție unde te duci și acumulezi niște cunoștințe și atât. Dacă ar fi doar vorba despre atât... De socializare, toate... cu siguranță. Dom'le, discutăm despre sănătatea mentală, în primul rând, a acestor copii. Există un studiu făcut de Organizația Salvați Copii, care e foarte relevant, apropo de modul în care a afectat pandemia și închiderea școlilor acești copii, și nu cred că ne permitem. Acum, sigur că noi trebuie să punem în balanță. Ce-i mai grav? Să afectăm sănătatea mentală a unei generații și dezvoltarea ei fizică corespunzătoare, să lăsăm puțin procesul de învățământ deoparte, sau să protejăm anumite persoane care, de exemplu, nu doresc să se vaccineze. Pentru că despre asta discutăm. Felul în care s-a decis acum deschiderea școlilor. Ezitare, okay. Lipsă de acea limită de 6 la 1000, de exemplu, care este o limită convențională. Eu am mai spus lucrul ăsta pentru că l-am spus un fost ministru al sănătății, mi-a spus că sunt politruc, nu știu de ce caut, ce legătură are una cu alta. Mi se pare că acea limită a fost pusă la un moment dat pentru că simplu motiv că se spera că e o limită greu accesibilă, adică nu se ajunge la acea limită și atunci avem un motiv să spunem că ținem școlile deschise. Suntem la 6 la mie în foarte multe localități din țară și situația este în mod evident serioasă. Dar pe de altă parte nici nu pot să accept faptul că închid o școală în care nu am cazuri de îmbolnăvire, mai ales că, repet, pentru a 10-a oară în ultimele zile, dacă vreți, numărul de îmbolnăviri și gravitatea îmbolnăvirilor la copii este foarte, foarte redusă. S-a spus că este un val în care copiii se îmbolnăvesc mai grav. Păi, da, dar nu se regăsește în cifre. Uitați-vă întâi la statistici și inclusiv la declarația doamnei dr. Adriana Pistol de acum o săptămână sau două, referitoare la îmbolnăvirile pediatrice. Ele sunt mai puține. Mă refer la cele care necesită spitalizare sau internare în terapie intensivă. Vedeți că, de exemplu, la terapie intensivă, sigur, sunt 20 de cazuri în acest moment la 1400 de infectări. Deci undeva în jur de 1,5%. Dar discutăm despre o populație, nu despre copii mici, discutăm copii de la 0 la 18 ani. Deci discutăm de aproape 4 milioane de
de persoane, unde am 20 de cazuri. În continuare, cele mai afectate sunt grupele de vârstă adulte și mai ales cele peste 60 de ani. Acolo am cazurile grave, acolo am consecințele dramatice. Și cred că cea mai bună protecție pe care noi putem să oferim copiilor noștri este să fim responsabili și toți cei care suntem părinți sau locuim împreună cu copii care se găsesc la această vârstă școlară sau cei care merg la liceu, să ne vaccinăm încât posibilitatea lor de a se infecta să fie cât mai mică. Și acolo se vede, de fapt, responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri. Nu trebuie să închidem în casă, pentru că noi, de exemplu, considerăm că nu trebuie să ne protejăm prin vaccinare. 0372069599, dacă doriți să puneți întrebări. Considerați că testarea în școli, despre care se vorbește acum și premierul și domnul Câmpeanu, e fezabilă? Absolut fezabilă, cu o condiție. Ea trebuia organizată în vară. Asta este condiția. Eu mă gândesc, din punct de vedere tehnic, acum noi chiar am vrea să scriem un proiect de lege din partea Partidului Social Democrat, scuze că am adus-o puțin discuția în zona politică, nu e politică, este o decizie tehnică, și ceea ce ne dorim este să, sau ar trebui toată lumea să-și dorească, să putem să facem o testare de tip screening în școli, periodic, o dată pe săptămână, se face în Franța. Vreau să vă spun că această testare, fie că se face cu teste care se iau prin exudat nazal sau faringean sau acele teste din salivă, se poate găsi o soluție. Pentru că screening-ul ce înseamnă? Că aplic o procedură simplă pe care poate să facă și un personal instruit, care nu trebuie să fie neapărat personal medical. Adică învățăm cazurile... profesorii să facă cum ar veni. Da, se pot instrui câteva persoane într-o clasă, într-o școală, încât eu am făcut niște calcule inclusiv de timp. Dacă o școală are 500 de copii și trebuie să-i testez, nu? Trebuie să mă gândesc care este timpul necesar ca să realizez din punct de vedere aceste teste. Și atunci trebuie să am în fiecare școală, atenție, sunt în România 17 sau 18 mii de școli ca localuri de școală, 7 mii sunt de personalitate juridică, ori asta implică un efort logistic foarte mare, care trebuia organizat, trebuia achiziționat de teste, distribuite, trebuie găsit un circuit al tuturor cazurilor pozitive prin screening, care ulterior sunt confirmate sau infirmate printr-un test de laborator de altă natură. Dar testarea, în mod evident, duce la apariția de persoane infectate. Am discutat cu cineva de curând care făcea un screening de genul ăsta într-o altă colectivitate și, la, de exemplu, la cei 70 sau 80 de persoane pe care le testa o dată pe săptămână, găsea 2-3 care erau infectați. Și atunci îi scoți din comunitate și mergi înainte cu activitatea. O să vă rog să vă puneți căștile, pentru că o avem alături de noi pe Sofia. Bună seara, Sofia, ascultăm întrebarea ta. Bună seara. Am și eu o mică nelămurire așa. Eu sunt vaccinată. În situația în care copilul meu este pozitiv, da, DSP-ul îmi spune, eu sunt liberă ca mamă și ca tată, dacă suntem vaccinați, putem pleca, fii și afară, mergem la muncă, ne întoarcem. În cazul în care un copil este pozitiv și copiii nu sunt vaccinați, de ce părinții aceia trebuie să stea în carantină? Da, în situația în care eu, care sunt vaccinată, pot fi pozitivă și pot duce virusul, de ce e discrepanța asta? Adică nu înțeleg chestia asta. Mă puteți ajuta să... Da, încerc. Pentru că probabilitatea ca dumneavoastră să vă îmbolnăviți este mult mai mică decât în rândul persoanelor nevaccinate. Ăsta este motivul. Eu nu pot duce virusul copilului meu la muncă? Că și eu transmit, nu? Stați puțin, copilul e acasă. Nu înțeleg cum să duceți virusul copilului dumneavoastră la muncă. Să-l ia de la copil și să-l ducă la muncă. Eu am contact cu copilul. Exact. Dar sunteți vaccinată, sunteți protejată împotriva infecției. Lucrurile astea nu sunt absolute, doamnă. Totdeauna când discuți de o problemă de sănătate publică, e niște măsuri care reduc cât se poate de mult posibilitatea de a transmite boala. Asta este, de fapt, filozofia sănătății publice. Noi ne referim la sănătatea comunității, faptul că există excepții, persoane vaccinate care se îmbolnăvesc și pot transmite mai departe infecția. Este într-adevăr o posibilitate, dar ea este redusă. Și încă un lucru, dumneavoastră știind această situație, trebuie să vă comportați în consecință și să vă protejați cu mască, să
utilizați dezinfectant pentru mâini, să încercați să nu interacționați foarte aproape de colegii dumneavoastră de serviciu, pentru că știți acest lucru și vi s-a spus tot timpul cum trebuie să vă comportați încât să reduceți cât se poate de mult riscul de infecție. Inclusiv puteți să purtați mască în aer liber. Nu e niciun fel de problemă ca să nu transmiteți infecția. Mulțumim, Sofia, alături de noi. Mihaela, bună seara! Te ascultăm! Alo, bună seara! Aș avea și eu o întrebare legată de... Îmi scuze, nu am reușit să ascult toată emisiunea până în acest moment, dar ce se întâmplă în momentul în care unul dintre cadre este detectat, este pozitiv? Profesor, adică? Cadre cadru didactic. Okay. Se întâmplă să iasă pozitiv la un test, acel domn profesor sau doamna profesoară s-a plimbat prin 5, 6, 7 clase, a predat, nu se simte bine, este diagnosticat pozitiv, ce facem în acel moment? Închidem toată școala? Dacă sunt mai multe clase la care cadrul didactic a predat, într-adevăr, aceasta este decizia. Unde putem discuta, e un lucru care se întâmplă, e propus și la noi, nu știu cât se realizează, dar se face, de exemplu, în Franța. Revenirea la activitate se face după 8 zile, se face în ziua 7-a, se testează toți cei care ar putea să fie infectați, care au venit în contact cu persoana bolnavă, după care se reia activitatea. Pe de altă parte, dacă în școală, însă, acest cadru didactic la care faceți dumneavoastră, ipotetic, la care faceți dumneavoastră referire, are grijă, poartă mască, stă la distanță de 2 metri, de exemplu, de elev, că nu trebuie să stea în mijlocul elevilor, poate să stea la catedră sau la o anumită distanță, nu este niciun fel de problemă, că și cadrul didactic are mască și elevii au mască. Deci nu există decât un risc foarte mic de îmbolnăvire. Mai mult, administrația școlii trebuie să înțeleagă că aerisirea clasei timp de 10 minute la fiecare oră este esențială. Lucrul ăsta iar scade foarte mult posibilitatea de a produce îmbolnăviri. Dar avem o problemă în România, nu pot să nu o recunosc, avem multe clase supraaglomerate, sunt clase cu 35-37 de elevi în clasă, în condițiile în care legea învățământului prevede un număr, cred că, de 24. Și ne temem de curent. Mulțumesc, Mihaela. Spuneți de doza a treia, de așa numitul booster, așa îi se spune. Dumneavoastră personal ați spus că până nu veți constata o scădere a numărului de anticorpi, după ce v-ați și vaccinat și ați și avut boala, mă rog, în ordine cronologică ați avut boala și v-ați și vaccinat, nu intenționați să faceți acest booster. Cine ar trebui să facă această a doza a treia? Există și o definiție diferită în ceea ce privește doza a treia. La persoane cu un răspuns imun slab, pentru că au o anumită vârstă, știu eu, reacționează mai puțin organismul la vaccinuri și e un fenomen natural, nu este doar pentru vaccinul împotriva noului coronavirus. Doza a treia face parte din schema completă de vaccinare, adică ca să fiu mai bine înțeles, ca să fiu sigur că persoana respectivă ajunge la un nivel de anticorp protector, e mai bine să-i fac 3 doze. Aici mai e o discuție de natură profesională, științifică, dar nu știu dacă avem timp în această emisiune. Deci, persoane cu comorbidități la care răspunsul imun, în mod obișnuit, este mai slab, fac 3 doze. Asta este o situație. Pachetul ăsta de 3 doze înseamnă pentru ei, practic, vaccinarea completă. Și o siguranță mai mare că nu se îmbolnăvesc. Avem și o altfel de situații. Am făcut vaccin, de exemplu, în urmă cu 7 luni, 8 luni, da? Și după 7-8 luni se constată că imunitatea scade. Un adult sănătos, știu eu, de 50 de ani. Ce fac la acest adult sănătos? Există un risc de îmbolnăvire? Există un risc de îmbolnăvire pentru că nivelul de protecție imună a scăzut. La el a fost însă crescut, spre deosebire de prima categorie, și atunci îi administrez o a treia doză pe care o numesc booster sau rapel, dacă vreți, pe românește. Acum, persoanele care au trecut prin boală. Există studii care arată că aceste persoane care au trecut prin boală după ce sunt vaccinate dobândesc o imunitate durabilă. Erau studii care spuneau că durează mulți ani de acum încolo.
Și aici, sigur că sunt lucruri care sunt discutabile. Secvențialitatea, adică distanța între momentul bolii, momentul administrării vaccinului. Sunt încă studii care nu sunt suficient de concludente, dar pot, dacă vreți, să extrapolez cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, la vaccinul HPV, ca să... un vaccin simplu. La fetele până la 14 ani sau la tinerii, pentru că se face și la băieți, se administrează două doze, 0 și 6 luni. 6 luni înseamnă minimum, adică, de exemplu, dacă vreau să obțin un răspuns imun durabil, nu fac mai repede de 6 luni, dar pot să fac la 8 luni sau la 9 luni. Nu e niciun fel de problemă. Această distanță între doze de multe ori condiționează durata răspunsului imun. Nu numai nivelul de anticorpi, dar și durata răspunsului imun. Și probabil că și la vaccinul COVID, dacă noi am fi avut, să spunem, o administrare la un interval mai mare de timp, obțineam un răspuns mai durabil, însă vroiam, din punct de vedere al sănătății publice, să obținem un răspuns cât mai rapid, dar poate mai puțin durabil, încât să oprim pandemia. Marius, alături de noi. Bună seara! Bună seara și mă bucur că am reușit într-un final să intru în legătură cu noastră. Eu am două nedumeriri mari și late. Una, s-a vorbit și se vorbește de ceva vreme în toată media de această discriminare pentru cei nevaccinați. Eu sunt unul dintre persoanele care s-a vaccinat. Eu tratez problema din partea mea. Mie mi se pare o discriminare pentru cei vaccinați. Adică, dacă eu am înțeles mesajul autorităților, specialiștilor, doctorilor și așa mai departe, că trebuie să mă vaccinez și că e singura variantă să scap de această nenorocire numită COVID, de ce trebuie să fiu în continuare reținut, să mi se rețină anumite drepturi pe care le am în ceea ce privește mersul la restaurant, mersul sau mai mult decât atât, persoanele vaccinate pot lua virusul. Cum pot eu, adică eu mi-am făcut datoria civică de cetățean și m-am vaccinat. Cine ar putea să aibă un control asupra celora care nu doresc în continuare să se vaccineze, din vari motive? Ori că n-au încredere, ori că nu înțeleg foarte bine fenomenul. Și aceea de-a doua problemă. De dimineață până seară, fie că e vorba de radio, televizor și așa mai departe, rețele de socializare, se aude în continuare și se vorbește într-una despre această vaccinare. Nici o problemă numai în România decât această vaccinare. De dimineață până seara toată lumea vorbește de vaccinare. Dacă oamenii, majoritatea lor, nu au înțeles fenomenul, fie că vorbesc doctori, fie că vorbesc, repet, politicieni, fie că vorbesc unele persoane publice despre această vaccinare, direct sau indirect. Dacă aceste persoane nu vor, și nu vor, pentru că nu înțeleg fenomenul, nu au destulă pregătire sau, mă rog, 41% din populația României sunt analfabeti funcționali, trebuie să recunoaștem treaba asta. Ce se întâmplă cu noi, cu cei vaccinați? Adică, trebuie... Am înțeles. Întrebarea, într-un fel, prima și a doua sunt destul de apropiate. Păi tocmai este rolul acestui certificat verde ca să dea o alternativă și celor care nu sunt vaccinați să poată să desfășoare diverse activități și să-i pună în pericol cât mai puțin pe cei vaccinați. Ăsta este scopul acestui certificat. Până la urmă, nu vă discriminează nimeni. Scopul acestui certificat, pentru că și despre certificatul ăsta vedeți că în România discutăm extrem de mult, pentru că el e folosit câteodată încercând de fapt să facem altceva decât prevede recomandarea Uniunii Europene. Scopul acestui certificat este să reducă riscul de transmitere. E foarte simplu, asta este. Nu, eu am fost plecat în lunile trecute în Europa, peste tot lumea era extrem de relaxată, nu era tensionată niciun fel. Arăta certificatul atunci când mergea la hotel sau mergea într-un restaurant. Deci nu este considerat o discriminare atât timp cât toată lumea poate să acceseze anumite servicii pe baza unui certificat care arată că în momentul în care, mă rog, accesezi serviciul respectiv, nu ești în pericol să transmiți boală. Sau pericolul este foarte mic, ca să fiu corect cu dumneavoastră. Mulțumim, Marius. Am și eu o întrebare pe care în permanență o aud
pusă din partea multor oameni. Sunt mulți care nu vor să se vaccineze, nu de teama efectului de advers de acum, din momentul ăsta, ci se tem că fiind un vaccin nou ar putea produce cine știe ce efecte adverse peste cine știe câtă vreme. Au fost și medici care au avansat această ipoteză, din nefericire. Există acest risc cât de mic? Sunt, nu au fost. Sunt. Sunt, mă rog. Da. Există acest risc să apară efecte adverse ale acestui vaccin cine știe când? Vreau să vă spun că astfel de riscuri există pentru orice lucru cu care interacționăm, pentru orice stață pe care o consumăm ca aliment sau ca băutură. Nu putem pleca de la... Gândiți-vă, apare un nou produs alimentar sau o nouă băutură cu un anumit tip de îndulcitor. Efectele pe termen lung ale utilizării sau consumului anumitor substanțe se bazează, evident, pe niște studii, pe niște observații. În momentul de față, nu avem motive să credem că așa ceva se va întâmpla și vă spun și din ce cauză. Pentru că remanența acestui ARN mesager, pentru că astea sunt vaccinurile care reprezintă principalul obiect de dispută din acest punct de vedere, este foarte scurtă. Remanența scurtă, el se dezintegrează și dispare. Nu se integrează ARN-ul în ADN și alte lucruri de genul ăsta. Noi permanent avem un ARN mesager care codifică realizarea unei proteine. El, după ce un număr de cicluri, se dezintegrează și organismul produce altul. În cazul acestui ARN care este injectat direct, el are o remanență redusă în organism. Au existat în istorie vaccinuri care au produs efecte după nu știu câți ani, efecte adverse descoperite după nu știu câți ani de utilizare? Nu, eu nu am informații. Au existat însă vaccinuri care au produs accidente vaccinale tragice, dacă vreți. Mă refer la vaccinul poliovirus atenuat. În urmă cu zeci de ani, inclusiv vaccinuri produse în România la Institutul Cantacuzino, în care virusurile care erau atenuate și-au recâștigat la anumite persoane ceea ce numim la noi neurovirulența. Dar astea nu erau efecte pe termen lung. Atunci. Da, au fost efecte în momentul respectiv. Pentru că sunt foarte mulți ascultătorii care ne sună și pentru că și acum o avem pe fir, avem pe Ionela, îl avem pe Gabi, îi rog să rămână pentru că vom prelungi emisiunea, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni împreună cu domnul profesor Rafila, pentru că mai sunt multe întrebări și eu mai am întrebări și dumneavoastră aveți întrebări, deci vă rog frumos să nu închideți, să rămâneți pe fir și ne reauzim peste câteva momente în Piața Victoriei prelungită de această dată. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Bună seara din nou, suntem tot în Piața Victoriei și tot alături de domnul profesor universitar doctor Alexandru Rafila. Vorbim despre pandemie, vorbim despre vaccinare, vorbim despre acest pericol și despre casa care arde în timp ce politicul își face de cap. Vă invităm să fiți alături de noi la 0372 069599. Este motivul pentru care am prelungit emisiunea. Sunt foarte mulți oameni care vor să întrebe și care vor să afle și pe mine mă bucură mult acest lucru. Bună seara, Ionela, și mulțumesc mult pentru că ai așteptat. A trebuit să luăm această pauză de publicitate. Te ascultăm. Bună seara! Eu în prezent sunt vaccinată, însă nu mi se pare totuși corect. Nu, vreau să-i pun domnului Rafila două întrebări. Considerați că ați făcut mai mult din postura de medic sau din postura de politician? A doua întrebare ar fi, teama mea este că eu, fiind vaccinată, oricum îmi țin copilul sub control, nu-l duc prin mall-ul sau de unde s-ar putea infecta sau mai departe. Îl duc la școală, dar sunt alți părinți care nu țin cont de această chestie, adică nu sunt atât de precauți ca mine. Și vreau să-l întreb dânsul cum s-a infectat de acest COVID și cum a trecut peste această fază, nu știu. Până la urmă e o propagandă și chestia cu acest vaccin. Până la urmă nu mi se pare corect nici față de cei nevaccinați să li se îngrădească până la urmă un drept. Într-adevăr, până la urmă toți de-a lungul timpului zic, la fiecare gripă și toate cele, fiecare om a fost ca un cobai la testare și toate cele. Până la urmă nu știi la ce reacții adverse în timp. Numai ce vorbim de reacțiile adverse și nu a existat niciun vaccin în istorie cu reacții adverse, pe termen lung, adică reacții adverse care apar după un an, doi ani, trei ani de la administrare, despre asta discutăm. Deci, domnule profesor, ați făcut mai mult ca medic sau ca politician? Cu siguranță am făcut mai mult ca medic, nici nu mă gândesc la că ar suferi comparație, eu sunt debutant ca și politician și dacă vreți, încerc să folosesc politica ca să reușim să aducem ceva în plus, în bine, pentru viața oamenilor, dacă se poate în zona de sănătate, dacă se poate în zona socială. Cred în continuare cu tărie în această idee a comunităților sănătoase și comunităților educate, care, dacă ar fi fost pusă în practică în ultimii 30 de ani, cred că nu ne-am fi confruntat în niciun caz cu o situație similară cu cea din aceste zile. Gabi, bună seara, te ascultăm. Care e întrebarea? La liceu este vaccinat și o colegă a fost testată pozitiv. Așa cum a spus domnul profesor, după 8 zile se întorc să fie testați la școală. Întrebarea este de ce trebuie testați și cei vaccinați? Sigur, întrebarea are un anumit sens, dar în momentul în care reiei o activitate, trebuie să, colectivă, că discutăm de o colectivitate, e bine să, dacă ai această posibilitate, să testezi absolut tot colectivul care a intrat în contact apropiat cu persoana infectată. Mihaela, bună seara! Ești alături de noi? Bună seara! Te ascultăm! Bună seara! Întrebarea domnului dinaintea mea a venit așa foarte bună și la fileu, ca să spun, pentru că cu câteva întrebări înainte a fost de ce cei care intră vaccinați, care intră în contact cu o persoană pozitivă, nu se testează și au voie să circule liber, da? Acum se spune că trebuie testați la 8 zile. Păi nu, era vorba de reîntoarcerea în colectivitate, ei pot să circule liber. Nu a spus nimeni că nu trebuie să circule liber, dar dacă vrei să ai o activitate care reîncepe în condiții de siguranță cât mai mare, îi testez pe toți, adică nu văd unde este problema.
Vedeți, noi căutăm tot timpul contradicțiile în loc da, să, nu să încercăm să... E vorba, eu vă dau un exemplu concret. Prietena mea este pozitivă. Băiatul ei, dacă ea, din conștiința ei, nu-l oprea acasă, putea să se ducă bine mersi la liceu. Este vaccinat băiatul ei? Da. Da, asta este... Da. Pe de altă parte, considerați că cadrele didactice din mediul preșcolar nu sunt discriminate? În ce fel? Față de celelalte cadre didactice sau față de medici? În ce fel să fie discriminate? Păi, eu vă dau un exemplu. În sensul că lucrează cu copii care nu pot fi vaccinați? Sau în ce sens? Exact. Eu da, este vaccinată. Opțiunea lor să lucreze cu copii mici, adică în ce fel să fie discriminat? Da, nu e vorba de asta, dar nu se ia nicio măsură. Totul adică e în mare parte pe hârtie. Dar la ce vă referiți? Pentru că nu se pot face testări. Da? Asta e o problemă. Noi am discutat lucrul ăsta, că lucrul ăsta trebuia pregătit din timp încât acest acces la testare să fie unul real, nu unul declarat. Exact asta sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Asta este, asta e realitatea. Eu sunt foarte multe lucruri. În familie pe COVID, am rămas singură să-mi cresc copilul, sunt vaccinată, copilul e vaccinat, dar totuși merg mereu cu această teamă și undeva nu există o egalitate în momentul ăsta pentru noi ca și oameni. Pentru că mulți nu respectă. Vă uitați, cred că sunteți și dumneavoastră de acord că în orice magazin intrați, majoritatea da, nu absolut. Respectă regulile. Și exact asta spuneam, cei care trebuie adică, să dea cel mai bun exemplu în ceea ce privește respectarea acestor reguli, care sunt persoanele publice, da? De cele mai multe ori sau de foarte multe ori, nu dau acest exemplu. Îți mulțumim, Mihaela. Valentin, bună seara! Bună seara! Bine venit la În Piața Victoriei! Bună seara, Europa FM! Bună seara, domnule profesor, și bună seara invitaților dumneavoastră! Aș dori să ridic următoarea problemă cu care eu și familia mea ne confruntăm. Noi am trecut prin boală. Problema este că nu știm când. Dar de unde știți atunci că ați trecut prin boală? Am făcut testul anticorpi anti-SARS-CoV-2 și toată familia are anticorpi dobândiți pe cale naturală. Așa. Am solicitat medicului de familie să ni se elibereze și nouă acel certificat verde, pentru că acești anticorpi noi îi avem. Efectul vaccinului este dobândit pe cale naturală. Întrebare, pentru categoria noastră de persoane, nu se poate emite acest certificat verde? E o problemă legată de timing aici. Dumneavoastră ați constatat că aveți anticorpi. Știți bine că primiți acest certificat verde în momentul când știi când a fost boala și are o valabilitate de 6 luni. Așa că în cazul dumneavoastră, durabilitatea, dacă vreți, anticorpilor nu este cunoscută. Acesta e motivul. Mihai, bună seara, te ascultăm. Mulțumim de prezență în Piața Victoriei. Bună seara, Mihai, sunt din București. Eu nu am neapărat o întrebare. Vreau să zic că sunt siderat de deciziile autorităților și de discuția asta de a închide școlile. Eu nu pot să înțeleg cum poți să discuți de închiderea școlilor. Școlile ar trebui să fie închise, nu știu, penultimele. Ar trebui să închide farmaciile, ultimele magazine alimentare și școlile. Nu pot să înțeleg cum poți să organizezi festivalul Untold, festivalul de muzică de la Romai Robăneasa, congresul, nu discutăm teme politice acum, congresul, sau să lași să aibă loc o groază de nunți și tu să vii să spui după aia că îmi pun problema să închid școlile. Din fericire, din fericire, Mihai, școlile încă cel rămân. Puțin deocamdată decizia este că nu se vor închide, să vedem cât va dura această decizie. Vlad, bună seara! Te ascultăm! Bună seara, Vlad, ne auzi? Mai ești? Alu, bună seara! Bună seara! N-am auzit când n-ați spus numele. Bună seara! Numele meu este Vlad, am master în politică comparată, știu să analizez destule bine date și sunt nevaccinat. Și voi rămâne nevaccinat din cauza că am analizat datele comparativ pe mai multe state. Israel are o rată de vaccinare de 78% la populația de peste 12 ani. În același timp este și una din statele cu o rată de infectare uriașă și îngrijorătoare. Și dacă ne uităm la alte state pe care le desconsiderăm, cum ar fi Nigeria, de exemplu, care are o populație de câteva 10 de milioane de locuitori și o rată de vaccinare de 1%. Sute are 200 de milioane. Să ne gândim cum de încă există națiunea asta, cum de n-a fost ucisă cumva.
virus și e îngrijorător să ne gândim că există medicamente pe care putem să le luăm atunci când stăm acasă și suntem bolnavi, infectați ori de COVID, ori de gripă. Care sunt și nu ni se fac recomandări legate de ceea ce am putea să ținem acasă astfel încât să nu fie cazul să ajungem la urgențe. Întrebarea fiind? Și... da, o să ajung și acolo. Da, numai că ne mai așteaptă ascultător de amrugămintea. Cum explicăm situația din Israel comparativ cu România și care va fi pragul, să spunem că ajungem la 80% rată de vaccinare, așa cum spuneam ieri ministrul sănătății, să spunem că ajungem acolo. Se vor ridica restricțiile sau în continuare vom fi divizați pe clasă? Să știți că sunt multe țări în Europa unde restricțiile au fost ridicate, chiar dacă există încă numeroase cazuri. Pentru un motiv foarte simplu. Aceste cazuri nu pun problema spitalizării decât într-un procent mic și nu sufocă sistemul de sănătate. Lumea are acces la servicii de sănătate în mod obișnuit și nu se pune problema unei mortalități excesive. Dacă vă uitați însă și la Israel, este o situație asemănătoare. Cazurile grave și decesele au scăzut foarte mult, iar la unele categorii de când s-a introdus doza a treia, a scăzut de 11 ori și riscul de a te îmbolnăvi atunci când ești vaccinat. Deci în aceste țări care au în continuare infecții, dar au un număr, o vaccinare extinsă, ceea ce au dispărut au fost cazurile foarte grave. Exact, sau, și mă rog, decesele. S-au diminuat și foarte mult cazurile grave și decesele. Asta exact. E câștigul, până la urmă nu combatem guturaiul. Guturaiul poate să existe. Asta este. Problema este să nu blocăm. Singurul lucru care ne-l dorim în anii următori este ca această infecție, care nu va dispărea, să devină un fel de guturai. Mihai, bună seara! Bună seara. Două întrebări scurte aș avea. Una este legată de doza a treia, în condițiile care nu avem comorbidități sau nu suntem într-o categorie de risc. Testele pe care le-am văzut spun că ai anticorp dacă valoarea este peste 33, de exemplu, și valoarea a fost, rezultat a fost în momentul de față 10.000, de exemplu. Cât ar trebui să așteptăm să scadă până când să ne facem doza a treia? Asta e o întrebare. Și a doua întrebare este legată de certificat. De ce sunt atâtea probleme în utilizarea lui în mediul de interacțiune, de business? În Horeca se spune că este nevoie să se verifice și buletinul, dar nu au voie. Trebuie să verifici identitatea. Acum, ce se cere. Da, haideți să încercăm foarte rapid să răspund la întrebare, sau să încerc foarte rapid. Doza a treia este recomandată la un interval de minim 6 luni, 6-9 luni de la administrarea cu schemei completă de vaccinare. Dumneavoastră, probabil că sunteți o categorie de adult tânăr, la care opțiunea este a dumneavoastră. Într-adevăr, dacă vă faceți un test semi-cantitativ pentru anticorpi, puteți să faceți și un soi de monitorizare, nu este obligatoriu, nu e niciun fel de problemă dacă vă administrați cea de-a treia doză, dar lucrul ăsta este o decizie personală a dumneavoastră și nu e condiționată de nimic. Iar utilizarea certificatului, cum spuneați, în Horeca, nu cred că e o problemă, ca dacă te duci să stai la hotel, îți verifică și buletinul și numele din buletin trebuie să coincide cu cel de pe certificatul verde. Certificat. Și Sebastian, bună seara, ultimul nostru ascultător în această seară. Bună seara. Am și o întrebare. Sincer, chiar am o problemă să înțeleg de ce se impun atâtea restricții pentru cei nevaccinați, având în vedere că este o alegere proprie, inclusiv riscurile la care se expun, și totuși vaccinul prezintă eficacitate de 96%, împotriva cazurilor grave, mă refer la cel de la Pfizer, și totuși și cei vaccinați pot purta virusul. Astfel încât de ce, nu am înțeles de ce s-a făcut, să zicem așa, o discriminare și apare restricții pentru cei nevaccinați. Am înțeles. Mulțumesc, Sebastian, domnule profesor. Nu cred că e vorba de o discriminare atât timp cât utilizezi certificatul verde, care presupune 3 variante, vaccinare, trecere prin boală în ultimele 180 de zile sau testare. Acum trebuie să fiu sincer până la capăt cu dumneavoastră. Cred că anumite decizii sunt luate ca să stimuleze, dacă vreți, vaccinarea. Nu pot să neg acest lucru.
Și faptul că, de exemplu, în anumite locuri au numai vaccinații acces, este într-un fel limitativ. Este și o discuție de natură medicală, de exemplu, persoanele care au trecut prin boală, să spunem, în urmă cu 2 luni, ar trebui incluse în aceeași categorie cu vaccinații. Și pe final, pentru că ați vorbit despre stimularea vaccinării, foarte pe scurt, sunteți de acord cu certificatul verde obligatoriu pentru cadrele medicale? Și de care să fie condiționată chiar exercitarea profesiei? Certificatul verde obligatoriu pentru cadrurile medicale este, în mod evident, necesar. Nu cred că au fost contestări în spațiul public privind necesitatea lui, mai ales că aici discutăm de protecția propriilor noștri pacienți. Despre asta discutăm. La medici și la personal medical lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere. Singura problemă care a suscitat discuții este legată de cine plătește testarea, dacă sunt colegi sau oameni din sănătate care preferă această variantă. Ca o părere personală, în acest moment, cred că o discuție mai aplicată cu reprezentanții organismelor profesionale era necesară, pe de-o parte, iar nu poți să introduci o măsură ca de suspendare a activității în acest moment pentru personalul care oricum este insuficient în plină criză pandemică. Domnule profesor Alexandru Rafila, vă mulțumesc. Prieteni, aici încheiem această piață a Victoriei extinsă din această seară, cu scuze pentru Toader Păun că i-am luat din clubul de seară, care oricum rămâne cel mai bun club de seară din România. Ne auzim din nou săptămâna viitoare, să rămâneți sănătoși. La revedere. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. We'll be right back.